Slujba de pomenire pentru Mitropolitul Atanasie Langhe, Părintele Sfinte noastre Orientul Biserica Romei, după care vom asculta un oferit și tot de această temă legată de personalitatea și activitatea Mitropolitului Atanasie Langhe, o scurtă prezentare de carte, un program, scurt program muzical, și în încheiere conferirea de diplome, distinții și medalii. Binecuvântați preafericite Părinte! Amen.
Thank you.
Amen.
cele fără îndoială interogații privind semnificația personalității în cauza. Cine a fost, deci, Atanasianul? Vă propun în prezentarea de față un răspuns la această întrebare, prin care voi încerca să creonez în linii mari un portret mitologic. Am pornit în acest demers cuvântul la ceea ce a înțeles prin istorie unul din mari istorici franceze, cei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, cele Michelet, și anume Fermierea vieții de bune. Datoria istoricului european, în opinia romanticului Michelet, care mărturisea și a descoperit pasiunea pentru trecut din rândul sedicitivului de fașez, este de a da viață morților, de a ce să vorbească. Într-un context de cel de azi, când îmi ați curat acest istoric care e Michelet. Aceasta însă și pentru istoricul francez a încercat subiectivismul reconstrucției istorice. Reconstituirea oricărei biografii este un demers prin excelență subiectiv. Cu atât mai mult, caracterizarea unei personalități pe cea a lui Atanasianie, fondator de nou biserică, a fost marcată de anul timpului de Patmos. A fost pulit sau lăudat în funcție de apartenența profesională a autorilor și de contextul politic în care s-au exprimat. Personalitatea lui a fost caracterizată potrivit semnificațiilor pe care teologii și istoricii au dorit să le dea o linie religioasă, în funcție de propria lor agenda politică sau profesională, de propriile frustrări. Contemporan de ei, am acuzat un curs în viață, inclinația spre tot ce primește din vânătoarea sau transurile. I-au pus la întâlnire caracterițe morale, amuzându-i că de dumneavoastră bani bisericii spre lucrurile sale. Câte adevărate vor fi fost aceste caracterizări, e dificil de spus. Ce este însă că determinarea sa de a se angaja pe caracterii Biserica Romei i-a deranjat pe mulți dintre contemporani. În viziunea istoricilor ortodoxi, a fost și o figură pas izolată de felul său și de la aici, dorindu-se astfel a se arăta că unii a fost fie acceptată doar pe număr neimportante de preoții credincioși, fie a fost văzut ca o victimă a puterii politice și a dezvinților. Polarizarea pozițiilor istoricilor față de personalitatea Dumnezeului a fost adesea sesizată de istorici. În 1920, sigur că a fost constatat, citesc, dintre istoricii de astăzi, cei uniți în înalță numele până în slava cerurilor, iar cei rămași ortodoși rostândesc fără mină, indecitat. Fără mină l-au spus și el, considerându-l duplicita, lipsit de însușiri mai ales intelectuale și de încarcă puternic. În anii 50 ai secolului trecut, când condamnarea lui a devenit o directivă politică pentru a justifica spaterea Bisericii Unite în afara legii, nu au lipsit interpretările în cheie sociale. Alături de profil, Atanasie a fost văzut ca un om care a cedat trădurile de cei de jos. În cercurile funcțiilor, Atanasie a fost privit nu numai cu admirație incondiționată, ci și cu schimbul. Problemele teologului, are referință cu schimbului și a mitologiei, i-au preocupat un deoseb de autorități, fiind presimțite de unii dintre ei ca momentele noastre în istoria bisericilor. Octavian Petre, de exemplu, explicat de tratarea la rangul de episcopie, s-a luat următoarea diplomă de Bolina și din acea pregătită a citesc, nu avea o rezultă teologică venit ca să poată discuta cu teologii vienesc, indecitatul, și remarca posibilitatea ierarhiei care nu s-a împotrivit condițiilor individuale în la Viena, precum rechiroprovisirea. Istorici care s-au apropiat de subiect fără cunoștință confesională sau politică, au aruncat o altă lumină asupra mitropolitului român. În perspectiva cercetărilor dedicate naționalismului modern, Atanasie apare ca un eroi curajos și talentat. Din perspectiva studiilor de istoria limbilor, a fost văzut ca un ierarh care a avut spiritul de negociator al unui om ambițios, un gândită pragmatic și cu spirit civic. Această culoare incursiune istoriografică, ce dezvăluie opinii diverse de a fronta dictatorism asupra ierarhului, nu face decât să caracterizeze pe cercetător, dacă mai am că a încercat să răspundă resortul individuale, intime, ale deciziilor unei personalități, nu este deloc un demers facil. De aceea, nu o să am pretenția pe cele câteva răspunsuri pe care le-am dat la întrebarea de cine a fost Atanasie la el, nu au măcar un drag de subiectivism. A fost, în primul rând, un ierarh care a trăit în plină schimbărilor, dar politic și profesional. La data alegerii sale ca mitropolit, principatul transitant se înstăpânea o nouă putere, cea a casei de Habsburg, care a revenit propria elizimă asupra guvernării țării. După victoria de la Viena, în 1683,
Imperiul Capsucic a făcut clar faptul că unirea cu biserica romă, a rasușianilor, barbarilor și grecilor din teritoriile bucenică, este una din coordonatele politicii sale creștinistice. Pentru îndeplinirea ei, a venit o ofertă de drepturi social-politice în favoarea Imperiului Roman. Primele succese în această direcție, înregistrate de Maria Superioară și datorate de Iosif de Canis, au impus elaborarea Cuvântului 23 august 1692, prin care se acordea Imperiul Iulian, privilegii, drepturi și imunități, egalitate cu Imperiului Roman Catolic. Prevederile acestei diplome au stat la baza primelor anunțiri de numire Principatul Transilvaniei, întreprinse de predecesorul Atanasie, Mitropolitul Mobil, cu suport iezuit, în special cu cel al tărâmului din Iulian Caliunea, a Unia de Sfântare. În primăvara și vara anului 1697 se făcuseră primii pași spre Unire, fapt ce nu a lăsat indiferent pe stările, mai ales pe cele protestante. Atanasie Ante, avocat de cinstitul mitropolitan, într-un timp în care acțiunile în favoarea mâinilor omilor începeau să se concretizeze, iar strategiile de guvernare ale stăpânilor transcurci au determinat nemulțumire între stărilor, amamanților protestanți, care vreau să-și păstreze drepturile intacte, pozițiile politice, economice și confesionale. Din puține legate biografice cunoscute, reiese că prin alegerea de astăzi, Atanasie a continuat o tradiție a familiei de trei generații, străbunicul, bunicul și tatăl său, prin care nu vor preoți. Acest ambient ecleziastic al familiei, cu statutul nobiliar, cu oarecare cunoscare și relații în cercurile politice taline, ne duce înspre ipoteza că nu va fi fost atât de reunificat precum în genere se afirmă. Atmosfera în care a crescut și posibilitățile financiare de familie erau premise favorabile de unei educații. O educație care a fost unilaterală. Instruirea la școala Catină din Aiud a fost completată mai târziu de instrucția ortodoxă oferită la București, în cele 4 luni de trecere acolo, între septembrie 1697 și ianuarie 1698, în proximitatea mitropolitului Teodosie și a patriarhului Sofia din Ierusalim. Ca atare, anii mie din mii erau în plen cu disputele dintre ortodoxie și calvinism, dispute care puteau oferi un drepte în termen de comparație a discuțiile teologice ulterioare cu partida catolică. Susținut în candidatura la mitropolie de unii familii din Sfântul, ironisit după tradiție, la 22 ianuarie 1698, pe mitropolitul ortodox Teodosie, la București, preotos cu Transilvania, Atanasie s-a alegat partidei catolice, solicitând cardinalul Nicolovici o confirmare imperială pentru funcția sa. Proaspăt alesul era, intuise deci, că drumul pe care trebuia să o apuce era cel al schimbării, că acest lucru putea fi benefic pentru biserica sa. Biserica sa. A stărit din această convingere împotriva permanentelor și sistematicelor presiunile adversarilor Uniunii, ale protestanților în primul rând, dar chiar și ale catolicilor, care din cauza anului 1698 s-au opus și ei fățișurii, temători și unicianții, că prin unire se răspunde sistemul politic existent și nemulțumiți de posibilă privilegiere a românilor, care de-a fi adus pierdere economice. Atanasie a reușit, cred, să persevereze în unire, pentru că în decursul anilor 1698-1701 și-a asigurat suportul majorității clerului și al directorului. Sinoadele anilor 1698, 1701 și 1701 dezvăluie această stare de fapt. Dacă la sfârșitul din octombrie 1698, mărturisirea de anulire a fost semnată de 38 de protocoli, la cel din septembrie 1700 au participat 54 de protocoli, 1563 de preoți și de 3 laici din fiecare sală. Astfel încât, prin intermediul lor, unirea a fost îmbrățișată de aproximativ 200 de mii de oameni. În mod cert, baza a unii se răcise de curte de ani, în pofida opoziției caline, care a încercat, cu protecția guvernului, să înființeze până la biserica românească, să constituie comunități românești în cadrul comunității caline, sub conducerea lui Anțica, numit Congraiesco. Cu toate acestea deci, Atanasie și-a asigurat dreptatul susținerea răcită, chiar dacă nu unanimă, a clerului și de clerul. Declarațiile protocolilor participanți la sinodul din 7 ianuarie 1701, convocate mitropolitul tot mai cu scopul de a se asigura de fidelitatea clerului său, înainte de plecarea în Catalina, sunt și ele relevante în acest sens. Protocolii și preoții care au însoțit și-au mărturisit realitatea față
pace, cu cinste, închei citatul. Pentru a fi și mai comunicator, și-avea luat la prisma de susținere a lui de semnătură și de cele. Una dintre cele mai mișcătoare este cea a protocolului Maxim din Avril, care scria, citesc, e un protocol Maxim din Avril, stau și oprind împreună cu Sfântul Mare, pregătit ca Atanasie cu tot sufletul și toată puterea și toată inima, închei citatul. Mitropolitul s-a bucurat de suportul celor pe care a fost ales să-i păstorească, nu numai în virtutea poziției deținută în fruntea ierarhiei bisericești, nu numai pentru că nu urmăresc senatul ascultat, ci și pentru că a murmurat în acei ani un program coerent pentru biserica sa. Vorbind de la oferta cuții vienesc, a deschis două direcții principale de acțiune care au fost apoi continuate de episcopii Uniți ai Securii al 18-lea. Una visa apărarea de drepturi, scutiri și imunități pierdute, și cealaltă, întâlnirea prin școli, educația prietenii și analizii de voința de a crea un mod fericat instruit și un standard de viață de cer, și de a deschide pentru tinerii uniți oportunități pentru o viață mai bună, la accesul la funcții și la educație, arată în opinia mea, fără echivoc, că mitropolitul a avut un proiect pentru biserica sa, o viziune asupra direcțiilor ei de evoluție, și nu a fost doar o alimentă în mâinile abililor persoasivilor jesuiți. Negociind la mine am avut la treilea cei mai toate probleme cu tine, în care se stipula și laicii care se vor opri, chiar cei de condiții în vedere, nu vor mai fi considerați toleranți și recunoscuți ca fie ai faptului, preluăm mai bine considerat asumat de Efica Bisericii Românești în ședința a doua a Sinodului din 1697. Și atunci, în cea din prima manifestare publică a Părinței de Lumină, s-a cerut accesul laicilor uniți la funcții și școli. Preluarea acestei cerințe, acum, în cercul semnitian, când tratativele a fost la final, arată că a fost mereu prezentă în ambientul de românești ecleziastice, care și-a asumat, declarat sau acest, de la început, rolul de purtătoare de cuvânt la comunității românești de ansamblu. Acest comportament ilustrează mai multe toate convingerea celor doi erarhi, Teofil și Atanasie, că puterea și calitatea unui biserici sunt date de credincioșie. Arată că proiectul lui, viziunea lor, a vizat întreaga biserică, clergi și comunitate de Ocolina. Această viziune poate fi interpretată așa cum a și fost de altfel, ca reflexa de conștiințe politice românești prezente în acei doi mitropoliți sau a Sfântului Dorcii. Chiar dacă punctul al treilea din România a fost transpus în practică, prezența lui într-un document oficial emis de împărat a fost importantă pentru că a constituit suportul juridic al reglementărilor politice ulterioare ale episcopului în Ocolina. Prevederea mai ales importanței în cred, dogma al simbolisticii sociale, exprimă dorința mitropolitului Atanasie de a obține respectul pentru sine și pentru cei pe care aveau grijă. Instalarea lui al Valiului în 25 iunie 1701 poate fi interpretată cred și în această cheie. De la cărturarea secolului al XIX-lea, în istoricile cezei Bisericii Unite, ceremonialul instalării a fost reținut cu interes. Amploarea evenimentului, dată de numărul mare de participanți și reprezentanței Bisericii Unite, 54 de protocol, aproximativ 1000 de preoți și 2000 de evenimente, și importanța lor, în prezență, reprezentanța imperatului și a imperiului, ai statul subinatorului și a Bisericii Romane Catolice, care au însoțit pe venită în 6 calești de la casa dezaurarului Mauro de la Catedrala Cunească din oraș, a indicat fără întâială manifestarea voinței de victorie în Partidei Catolice. A fost un moment care a avut ca protagonice de pregătură și Biserica Lumii și care a plăcea atenția asupra noului statut al ierarhului Lumii, după cum surprinsese Nicolae Iorba la începutul de anul de trecut. Scria atunci, citesc, avem românesc și străin, nu mai văzuse până atunci atâta cinste făcută unia dintre acei rădici care, cu cât va timp mai în urmă, se puteau alunca în temniță și va fi rădăricile. Decita. Pe urmă de vindor, ca cred că ce a fost și o demonstrație a respectului care se putăia în ierarhul de biserice cunoscute de Curtea Vieneză și care tocmai primise titlul de consilier imperial, era semnul că venise timpul de schimbări de atitudine față de ierarhul român, care trebuia în partea legală a egal cu ceilalți erari ai bisericilor principale. Angajându-se pe care a primit, Atanasie Ilie a deschis și problema de primit identitarea bisericii sale. A pornit la un drum în timpul săra trecut, la zestrea a tradiției bisericii răsăritene,
pe care a vrut să le păstreze, așa cum le scoate din mărturisirile de multe. În momentul de venire, în opinia medicului și analitică română a copiatului, trebuia să se facă cu păstrarea timpului, a calendarului, a obiceiilor bisericești și a familiei, cu respectarea drepturilor a celei bisericești în primul rând, dar și a celei protocolești. Aceste condiționări apar prima mărturisire publică, colectivă de lumină, Păstrarea tradițiilor liturgice și ritualele sfântene, ca idee de definitorie a unei biserica romană, a fost exprimată și implicația mărită la lumea sub păstrăirea liturgiei Atanasie, în plină desfășurare a acțiunilor de lumină în anul 1699. Chiriacul Domnul și Cuvara au fost ambele după iubi cu o valoare programatică, care au desfășurat orizonturile fiziologice și teologice a promotorilor unei liturgii de bisericească. Ambele au avut continuă de unirea cărbiasemnice, imperios, respectarea tradițiilor răsăritene, că mărturisindu-se mărturarea vestitei catolicești Bisericii a Romii, s-au considerat în același timp membri ai Comuniunii Ortodoxe ai Bisericii Răsăritene. Din această perspectivă, relațiile pe care le-a reținut Ortodoxia extracatolică, cu Domnul Țării Românești Constantin Cucovian, cu sprijinul căruia a lucrat la șabăr, Chiriacul Domnului, și căruia metropolitul i-a cerut în 1701 cărți de slujbă ortodoxe, nu par surprinzătoare, duplicitare sau invoce. Viziunea despre unirea metropolitului se îndrepta de cele definite la Conciliul de la Florența, potrivit căruia unirea metropolitului și anii, indica recunoașterea reciprocă a tradițiilor liturgice, însemna un pact perenial între două biserici. Formulat de declarația de unire cu septembrie 1700, prin care semnatarii s-au declarat comenii ai Sfintei Mamei Bisericii Romano-Catolice, dezvăluire aceeași idee. Tot în Sfântul Florentin, unirea s-a făcut recunoașterea celor patru puncte care apare explicit în limba română în declarația de unire din septembrie 1700. Semnificativ este cred faptul că definirea identitară a Bisericii Mite în Sfântul Florentin, așa cum a apărut în mărturisirea de unire cu timpul Atanasie Arhiei și a predecesorului său Teofil, s-a păstrat în mod general în termenul de anul 2018. Este un semn că proiectele și proiecțiile pe care le-au depus la Cartea Sfântă de a lucra asupra Bisericii Unite s-au dovedit viabile pe termenul lung. Aceasta, cu toate că însuși comandatorul ei a renunțat pentru un timp la unire, în cursul unui sinod ținut de noi în 2017. Care au fost rațiunile acestei decizii de dificil de spus. Potrivit relatorului scrite care a consemnat episodul, se schimbase raportul de forțe în Biserica Unită în favoarea protocolilor filo-ortodoxi, în contextul în care a fost contracandidat al lui Atanasie Arhiei la scaunul metropolitan și fostul contraepiscop la Bisirica a fost reactivat în timpul lăsării de anție. Cerințe însă că defecțiunea metropolului a fost doar un moment și că a comandat să răsărească, a venit că unit, până la moartea sfântică, în august 1713. Pe patru de moarte, potrivit istoricului rezidenței de zile din Alba Iulia, i-a îndemnat pe preoții care au vedeat să rămână în mine. Făcuse deci, o ultimă mărturisire de credință, își exprimase în pres. Se încheia astfel un destin de excepție. Opiniile despre ei au fost și vor mai fi încă împărțite. Unii poate vor considera pe mai departe un mitropolit abil care a cedat presiunilor puterii politice și sfinților, ezitant și duplicitat. Alții vor vedea în el o personalitate cu intuiție politică și spiritică, un mitropolit care a avut curajul și perseverența de a-și angaja biserica pe un nou spre binele preoților și al religioșilor. Oricum este privit, statura abil este cea mai importantă. Dar asta din biserică română greco-catolică, este pentru că a existat odată un metropolit numit Atanasie. Vă mulțumesc! Voi prezenta o carte, chiar zice, sinapsă,
Elie de Neam, făcătorul Clujului, la Părinților Mitropolitului la Sfântie Anfie, Dumnezeitorul Unii Roma. Octavian Tâmpia, Unirea Românilor, 1697-1701, din revista Perspective, numărul 1990, din 1990. Marcel Stirman, Unirea Românilor, din Principatul Transilvaniei, Biserica Catolică. Iacob Mânza, Biserică, Putere și Cultură, Biografia Episcopului Atanasie. Eva Mânza, Mitropolitul Atanasie Nante, Protector al Culturii Românești. Părintele Cristian Varta, Atanasie Nante, Curiatul Greco-Catolic al Atanasie. Viorica Lasă, prin unire am ieșit din preistorie. Ion Brara, numele de început. Și Ion Buza și Augustin Bunea, despre Sfânta Unire, înfăptuită de Episcopul Atanasie Anghel. Toate acestea sunt cuprinse în cartea pe care o prezint și pe care o puteți achiziționa la ieșire în dreptul Ioșului. Nu voi spune de la mine altele decât citându-l pe fericirea sa cardinalul nostru Lucian, în cuvântul înainte, asupra acestei ediții, acestei sinapse de documente și cuvântări. Pomenind, citesc, plin de recunoștință, strădanile, munca și suferințele celor care au lucrat pentru înfăptuirea Unirii Biserica Romei, ne amintim de ceea ce Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea sublinia legat de identitatea Bisericii noastre, rol al dăruirii și al iubirii de Hristos și de Neam, a Făuritorului Unirii, Vlădica Atanasie Anghel. Biserica Greco-Catolică din România își are rădăcinile sale în Cuvântul lui Dumnezeu, în învățătura părinților bisericii și în tradiția bizantină, dar și-a găsit un chip cu totul deosebit prin unirea cu scaunul apostolic și prin stigmatul persecuțiilor secolului al XX-lea, pe lângă latinitatea poporului său. Din toate aceste elemente, prezintă identitatea bisericii voastre, a cărei temelie ultimă este preasfânta Treime. Aceasta este originea primară, izvorul de apărire, la care se cuvine să recurge mereu. Am încheiat citatul din cuvântul înainte, această sinapsă se datorează profesorului doctor Diacon Ion Buzaşi și domnului Ion Mordovan, directorul tipografiei Buna Deschidere din Braș. Rămâne așadar recomandată pe studiu și pe
Părintelui, care a fost delegat de prea fericitul Părinte Lucian, să se ocupe de la început și până la sfârșit de aceasta, pentru ca să putem avea această luminată seară. Prea fericitul Părinte Lucian oferă Thank you.